intermediul legii 175 din 2020 pentru completarea unor acte normative cu incidență în protecția animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice, a fost reglementat ordinul de plasare a animalului în adăpost, aceasta constituind un instrument administrativ conferit polițistului, în vederea înlăturării unui pericol iminent îndreptat împotriva animalelor. Conform noilor prevederi legale, polițiștii din cadrul Poliției Române, care în exercitarea atribuțiilor de serviciu constată că un animal se află într-o situație de pericol, emit de îndată ordin de plasare a animalului în adăpost pentru o perioadă de 45 de zile. Polițiștii constată existența situației de pericol pe baza evaluării situației de fapt și a stării fizice a animalului, care rezultă, după caz, din constatarea directă și consemnarea celor constatate într-un înscris, ori înregistrarea celor constatate cu mijloace tehnice. Declarațiile persoanelor implicate în activitățile desfășurate cu privire la situațiile de pericol sau alte persoane care au asistat la activitățile respective sau au conștiință despre desfășurarea acestora. Înregistrări video sau audio, ori fotografii, indiferent de proveniența acestora. Înscrisuri, inclusiv cele de natura mesajelor sau publicărilor în mediul electronic și sau de telefonie mobilă. Fișa de observație clinică întocmită de un medic veterinar. Ordinul de plasare animalului în adăpost se pune în executare de îndată de către personalul care asigură prestarea serviciilor publice de adăpostire a animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare în adăpost, în prezența polițistului care l-a emis.